Bună ziua! Astăzi aduc în discuție convingerile ca nivel de influență al vocii sociale, da? care um, are un cuvânt de spus în relațiile noastre și cu noi și cu alții. Și aceste convingeri se referă, de fapt, la, um, la ce credem noi că e adevărat. Așa când auzi convingeri, sună pompos, da. De fapt, se referă la ce credem noi că este adevărat. Și pot fi, de exemplu, afirmații căsătoria ar trebui să dureze toată viața sau cum îți așterne așa dormi sau dacă ești sincer cu ei și ei o să fie sincer cu tine. Poate să fie și într-o zi o să întâlnesc și pe cineva drag, drăguț, Frumos, care se poartă frumos cu tine și te respectă. Dar într-o zi, cândva. Mai poți să mai fie și ceva de genul atacă-l tu primul înainte să te ataci el. Ideea este că ceea ce considerăm că e adevărat pentru noi reprezintă un filtru prin care um, percepem lumea din exterior. Da? Um, dar nu numai lumea din exterior, ci și lumea, lumea din interior. E, e vorba și despre noi aici. Da? Cum ne percepem noi pe noi. Prin aceste filtre ne percepem. Și din ele creăm și relațiile cu ceilalți. Aceste uh, credințe, uh, aceste convingeri pot să fie ca o poartă care se deschide. Uh, pentru a lăsa potențialii parteneri să intre sau ca o parte care rămâne veșnic închisă, ținându-i la distanță. Și o facem așa de finuți că nici nu ne dăm seama că îi ținem la distanță. Credem chestiile astea așa, cu o asemenea putere încât chiar dacă ni se demonstrează că e o aberație ce credem, continuăm să credem. Până nu suntem noi dispuși să facem schimbarea, rămânem fixați în ele. Deci au o forță fantastică de a ne influența. Mai ales la nivel subtil, la nivel subconștient. Um, noi deținem aceste credințe despre noi, despre ceea ce este posibil, despre ce putem face, despre ce merităm um, și. În felul ăsta ne, ne creăm convingerea, ne, ne creăm viziunea despre ce este lumea, de, care, de fapt, este o presupunere pe baza acestor credințe nevalidate. Doar pentru că le considerăm noi um, că sunt valide, nu înseamnă că sunt adevărate. Noi preluăm multe um, din aceste presupuneri de la părinții noștri, de la bunicii noștri, de la profesorii noștri. Um, sunt foarte puține bazate pe experiența noastră, pentru că deja aveam filtrele lor și ne-am comportat ca și când alea ar fi adevărate, și atunci experiența noastră a validat cumva așteptările pe care le aveam deja. Și atunci, um, hai să ne uităm un pic. Subiectul ăsta, convingeri, este foarte larg. Eu vreau să ne uităm la, la subiectul legat de cuplu, de, de relațiile noastre de cuplu. Și vă invit să ne uităm un pic la modul în care părinții noștri au alcătuit un cuplu. Când eram mici și am văzut cum se comportă și am generalizat, așa sunt toate cuplurile. Eu mi-aduc aminte că eu, personal, mă uitam nu numai la părinții mei, ci și la uh, frații și surorile lor cum au relațiile de cuplu, cum sunt în familiile lor, mă uitam la prietenii părinților mei, cum sunt familiile lor și realizam că nu prea sunt cupluri fericite, că nu prea exista respect și am presupus că bărbații sunt animale, bine, deci am preluat chestia asta, da? că bărbații sunt agresivi, că niciodată nu te poți baza pe ei și toate poveștile astea pe care le auzeam de la femei, de la mama și de la bunica, dar și de la prietenele lor și de la mătuși uh, și le-am le luat pe la pachet. Evident că mi-am construit relația plecând pe un temei fundamental greșit și mi-am dat seama după o perioadă în care m-am tot chinuit că e o aberație ce cred. Dar până atunci, până să conștientizez, era firesc. Era cel mai mare adevăr pe care îl spuneau ele. Da? Așa că de aceea vă invit să, să vă uitați puțin la, la ce, ce au trăit ei, da? la ce au trăit părinții, bunicii, persoanele cu care ați crescut, prietenilor. În majoritatea familiilor, părinților și bunicilor noștri, de exemplu, femeile făceau treburile casnice chiar dacă aveau un job, mai ales la, la părinți. Generația părinților noștri. Bunicii, de obicei, femeia era casnică. Chiar dacă mai avea, cum era bunica mea, era croitoreasă. Uh, mai făcea și croitorie, dar treburile din casă erau treburile din casă de care um, ea răspundea. Și bărbații le ajutau uneori. În cele mai multe cazuri, deloc, din observațiile mele. Și atunci, cei care, o, totuși, făceau chestia asta și le ajutau, o făceau... Uh, parcă așteptau să fie elogiați că uite ce uh, ce favoare ți-am făcut. Și mie mi se părea nedrept. Faza că și în generația noastră încă se observă chestia asta. Um, e ca și cum bărbații nu ar avea nicio nicio responsabilitate față de ceea ce e de făcut în casă, mai ales când amii parteneri au un job full-time. Um, evident, este e mai important să ajute măcar puțin decât deloc. Totuși, deci eu nu sunt de părere că e bine sau rău, atâta timp când ambii parteneri sunt um, de acord și se simt bine așa, le place așa. Mie una nu-mi place așa. Și atunci am verbalizat și am ajuns la o înțelegere cu partenerul meu. Dar nu toată lumea ajunge să conștientizeze asta. Și celor care totuși nu le place amestecul ăsta, așa, um, dar îl fac. Ajung să ive foarte multe frustrări care aduce ceartă în cuplu și insatisfacție de ambele părți. Da? Vei, deci, cel mai bine hai să vorbim deschis despre ce se întâmplă. Pentru că până la urmă întotdeauna e de făcut treabă în casă și cine este așa de entuziasmat să o facă, numai el și celălalt nu. Evident că părinții și bunicii nu sunt de judecat pentru asta, pentru că ei au făcut ce au știut mai bine, cum s-au descurcat la momentul respectiv. Nu înseamnă că aveau dreptate, ci doar că atât au știut ei. Și hai să ne uităm puțin că lucrurile se pot face și altfel. Dacă pe noi nu ne mai servește modelul în care au făcut-o ei, cum ar fi să-l schimbăm? De aceea uh, merită cu, cu prisosință să, să explorăm ce convingere am preluat și încă le păstrăm, chiar dacă este evident că nu, nu sunt corecte pentru noi. De aceea am propus. Uh, am venit cu propunerea să facem un următorul exercițiu, da? Vă rog să vă luați un spațiu personal în care să nu fiți deranjați. Astfel încât să puteți să fiți cu, cu gândurile, cu amintirile, cu, cu explorarea asta voi cu voi, în primă fază. După aia puteți să mergeți și în parteneriat să vorbiți despre ce ați descoperit și poate vrea și partenerul, partenera să lucreze cu el. E alegerea lui vă luați un caiet și uh, aveți, o, să, o să vă spun mai multe întrebări la care să răspundeți cum vă vine. Deci, fără să uh, trunchiați sau... Pur și simplu, aia mi-a venit, aia mi-a aminte, replici, imagini, da? Le notez. Uh, de exemplu, ce mesaje referitoare la modul în care relaționează cuplurile ați primit de la tatăl dumneavoastră? După ce notați, da, uh, scrieți ce mesaje puteți să dați stop la înregistrare și continuați. Notați, următați, iar uh, mai departe, ce mesaje de acest fel de, uh, legate de modul în care relaționează cuplurile ați primit de la mama dumneavoastră? Dacă aveți frați și surori, uh, Trebuie să vă întrebați ce mesaje referitoare la modul în care relaționează cuplurile, ați primit de la ei. Eu, personal, m-am uitat la surorile și frații părinților mei. Pentru că erau mai mulți, și am văzut diverse modalități de relaționare la ei. Și între familia Tatălui și familia mamei. Pe ansamblu erau modalități diferite de relaționare în cuplu. De aceea, îmi puneți-vă întrebarea ce mesaje referitoare la cum relaționează cuplurile ați primit de la bunicii voștri. Bunicii clar vor exprima modele părinților, însă într-o manieră mult mai accentuată. Se văd mult mai clar la părinți. La bunici decât la părinți. Modelele. Și, de asemenea, uitați-vă ce mesaje referitoare la modul în care relaționează cuplurile ați primit de la prietenii părinților, de la profesori, de la diverse persoane care v-au influențat de-a lungul vieții. Ce cupluri aveau? Cum aveau ei relația de cuplu? Cât știți, evident. Și, pe urmă, uitați-vă la, la prietenii voștri. Ce mesaje referitoare la relația de cuplu, la relaționarea în cuplu, vă transmit prietenii voștri. După ce ați terminat, uitați-vă la ce ați scris și gândiți-vă dacă printre toate aceste atitudini și convingeri sunt unele la care ați renunțat sau sunt unele la care. Pe care le folosiți mai activ, care sunt mai active în viața voastră, da? Uitați-vă la care uh, dintre ele, deci cu care dintre ele sunteți de acord și cu care nu, parcă nu mai rezonați chiar așa. Și totuși încă le, le aplicați. Uh, când reflectăm asupra acestor întrebări, uh, e firesc să ne gândim ce făceau cu adevărat părinții. Că de multe ori una spuneau și alta făceau, da? Ce spuneau și ce făceau. Existau multe treburi pe care de, de obicei le făcea mama. De exemplu, călcatul, da? Mama lura, dar îl făcea. Până am crescut noi suficient de mari ca să, să nu-l mai fac. E, toate... Tot felul ăsta de a, de a face lucrurile uh, ne-a ne influențat și ne-a lăsat o o amprentă foarte puternică, mult mai puternică decât cuvintele. De fapt, credințele se, se regăsesc foarte mult în ceea ce facem. Că de, de vorbit putem, la nivel uh, conștient, la nivel de mental, să spunem ceva care e total diferit de ceea ce facem. Da, credințele se regăsesc în fapte. Și atunci, um, trebuie să conștientizăm că modelele parentale sunt deseori nepotrivite pentru pregătirea pentru viață. E important să realizăm că, de fapt, um, ele sunt doar un fel în care acele persoane au știut să reacționeze față de societate și relațiile de care au avut parte. Și să le evaluăm corect. Um, din acest punct de vedere, să nu le luăm că așa este. Dacă ei au făcut așa, așa este și așa trebuie să fie. Nu. E doar felul lor în care au acționat. Um, și este sănătos să ne gândim la ele, nu să le acceptăm sau să le um, respingem fără să gândim. După ce ați analizat un pic moștenirea din social a credințelor legate de relații, vă invit să... Alcătuiți o listă a convingerilor pe care le aveți acum în legătură cu relațiile. Și aici treceți toate lucrurile pe care le credeți cu adevărat despre dumneavoastră, întâi, și apoi în cadrul relațiilor cu părinții, cu bunicii, cu frații, cu surorile, cunoștințele, cu prietenii. Da? Poți să apară aici afirmații de genul cred că este normal să construiesc un parteneriat care să dureze toată viața. Sau uh, pentru a face relații, uh, uh, pentru a face relația să lucreze, să funcționeze, este nevoie de foarte multă muncă. Uh, sau dacă ești sincer cu partenerul tău și el va fi sincer cu tine. Uh, da pot să apară totuși uh, și afirmații precum uh, nu e bine să te încrezi în sexul opus, cum a fost în cazul meu, uh, sau uh, am auzit la alții în dragoste și în război, totul e permis. Da? Nu vă judecați pentru ce apare, deocamdată conștientizați ce este acolo. Pentru că dacă nu conștientizăm nu avem cum să schimbăm. După ce scrieți tot ce vă vine, meditați la lista asta. Puteți să alugați orice vă trece prin minte și credeți că e adevărat, la momentul ăsta. Da? Explorați în profunzime și um, dați-vă voie să identificați ce credeți că este adevărat și nu ce vă doriți să fie adevărat. Adică nu are rost să ne mințim frumos. Dacă tot facem exercițiu, măcar să-l facem pe bune. Um, de multe ori, ceea ce credem că merităm nu este um, ceea ce chiar merităm. Credința că merităm chestia aia ne influențează felul în care um, avem relațiile, de fapt. Păi, vă întrebarea ce fel de relații merit, cre, considerați că meritați? Și de ce? Și puneți întrebarea asta de mai multe ori, da? completând, de exemplu, o afirmație gen Merit să am relații care sunt X, Y, Z. Da? Și le luați pe fiecare în parte, deoarece și la fiecare um, Merit să am relații um, conflictuale pentru că, da, dacă eu sunt urâtă, ce relație pot să mai aștept de acum? Bine că se uită și asta la mine. Dă un exemplu mai extremist așa. Da? Um, de că toți deținem convingeri în legătură cu ce merităm. Eram director de bancă și ne-am luat un pasat și eu, în momentul în care am urcat în el, am realizat ce credință idiotă aveam că eu nu merit mașina aia așa de luxoasă. da? Deci, și când am scos porumbelul pe gură, am realizat ce spun. Da, e incredibil ce ascundem acolo noi. Așa că scrieți ce vă vine în minte fără să vă gândiți când completați afirmația asta. Da? Pentru că e important să lăsați ce vine. Apoi, uitați-vă la afirmațiile pe care le-ați scris. Da? Merit să am relația asta pentru că merit să am relațiile care sunt așa pentru că și puneți-vă întrebarea, chiar merit să am așa ceva? Dacă am limitat ceea ce merit, ce m-a determinat să o fac? Se bazează vreuna din afirmațiile astea pe experiența mea și este testată în relațiile mele reale de zi cu zi? E... E aici a... A... o convingere de genul... Relațiile nu se schimbă niciodată și trebuie să fie întotdeauna la fel. Um, așa cum s-a întâmplat în trecut, mulți dintre noi avem la un moment dat un astfel de um, gând, măcar. Da? Um, vă dau acum o, o modalitate în care să explorați orice convingere care v-ar putea îngrădi în cadrul relațiilor. Da? Și nu numai. Da? Acum suntem la relații. De exemplu, da? că vorbeam de relații, mă gândesc la ce relație, ce gen de relație vreau cu adevărat pentru mine. Plină de satisfacții, cum vreau să fie în realitate acea relație care să mă aducă bucurie. Apoi mă gândesc ce mă împiedică chiar acum să obțin ceea ce vreau, ceea ce îmi doresc. Și ne apucăm și scriem în minte, scriem pe hârtie tot ce ne vine în minte. Da? Chiar dacă par bizare, chiar dacă par stupide, chiar dacă ne apucă nervii de conștientizările pe care le avem, chiar dacă ne vine să plângem, plângem, dar scriem, da? Și ne uităm acolo ce fel de obiecții există care ne împiedică să avem acea, acea relație. Și apoi ne întrebăm câte din aceste ob, uh, obiecții reprezintă convingeri reale din partea mediului și câte sunt ale mele. Observăm, o să observăm că sunt multe ale noastre. Apoi uh, gândiți-vă la ce anume ar putea fi pozitiv, legat de o convingere, care vă împiedică să realizați ceea ce doriți. Care este beneficiul de păstrați acea convingere? Pentru că subconștientul ne servește, da? Înseamnă că are un beneficiu acolo, pe care noi nu-l realizăm conștient, evident, dar punându-ne întrebarea, începem să ne trezim un pic, să observăm și o să ne dăm seama și de beneficiu. Apoi, puteți să puneți întrebarea ce aș prefera să cred în locul acestei credințe. Da? Cu ce aș înlocui eu ca să funcționeze, să păstrez beneficiul la pe care îl aveam, dar să am și libertatea. Pentru că mi-o doresc și pe aia, da? Să scap de limite. Gândiți-vă acum la modul în care s-ar schimba viața dumneavoastră dacă, dacă v-ați Urta ca și cum această nouă convingere ar fi adevărată. Și uh, nu cea veche care vă limita, da? Ca și când aia ar fi dispărut și credința nouă e adevărată și imaginați-vă o zi tipică din viața voastră când această nouă convingere, da, este adevărată și se manifestă în plinătatea ei. Cât de plăcută ar fi acea zi. La ce v-ați gândi în acea zi? Ce ați face? Ce ați simți? Uh, unde ați merge? Ce fel de lucruri ați spune? Cum va uh, răspunde mediul social? Cum va răspunde partenerul? E o provocare să ne punem în, în ipostaza aia în care dispar limitele, dispare cutiuța în care ne-am băgat. Și dacă ne gândim mai bine, de fapt, singurul lucru care validează convingerea este că ne comportăm ca și când ea este adevărată. Deci ne comportăm ca și când această uh, credință este adevărată, ca axiomele din matematică, um, pe care nu mai avem nevoie să le demonstrăm pentru că ni s-a spus, nu, astea sunt adevărate. Plecăm de la premisa că ele sunt adevărate. Gata. Și obținerea unei convingeri diferite nu ne schimbă viața așa, imediat. Însă ne stimulează să acționăm diferit, să acționăm într-un mod care generează schimbările pe care ni le dorim noi, de fapt. Da? Pentru a nu mai crede în ceva limitativ. Se cere să ne comportăm diferit, ca și când credința ce ne limita este falsă. Și ne trebuie un pic de curaj ca să ajungem să facem asta. Adevărul e că ceea ce credem ne influențează așteptările, și așteptările astea ne influențează acțiunile, și acțiunile, de fapt, ne influențează experiența. Prin urmare, are sens să, să folosim convingerile care ne pot ajuta și ne deschid uși în loc să presupunem că ușile sunt închise. Da. Cred că de fapt este vorba de a acționa, raportându-ne la o speranță realistă, nu din start, nu, fără speranță. Da. Um, ne vom auzi peste două zile, timp în care vă doresc să faceți acest exercițiu, să vă dați voie să vă uitați la ce convingere aveți legată de relație. Um, o să vin cu un nou exercițiu tot pe convingeri, pentru că e foarte important subiectul ăsta. Și până atunci vă invit să scrieți în comentarii um, ce ați descoperit voi și să vă abonați la canalul meu de YouTube dacă V-a plăcut informația? Să o împărtășești și cu alții. Și până ne revedem, spor și multă bucurie!